Salutare, dragi prieteni, și bine ați revenit la un nou vlog! Mi-a fost foarte dor de voi! Oare sunt prea departe? Am impresia că se bate acum cineva la ușă, dar nu contează. Astăzi mi-au venit aceste pachete, pachetele pe care le așteptam. Pentru că mi-am comandat ceva de pe un site și acum aș vrea să despachetez totul cu voi. Și da, nu știu, pur și simplu am zis să fac unboxing aici pe vlog împreună cu voi, așa că haideți să începem. Mi-e puțin frică că nu o să arate așa cum arăta pe site. Vedem aici cu voi. Nu știu cu ce să încep. Ok, o să încep cu un simplu top. Deci am acest top care pe site părea mai gri, gen, se vedea că e gri-gri, dar aici e așa, negru-gri, în fine, e super drăguț. Așa, haideți să vedem cum stă pe noi. Cam așa arată. Arată destul de ok, n-am ce să comentez, este un top simplu și e superb. Așa, aici este un tricou. Avem un tricou alb XL, pentru că ador să fie larg, larg, larg. Mamă, și e super larg, e super mișto. Așa. Băi, arată bine. Haideți să îl probăm și să comentăm. Mamă, ce ochi am. Bam! Deci, ador tricoul ăsta. N-am ce să comentez. E perfect. E larg așa cum îmi place mie. E cam atâta de lung cum îmi place mie și, nu știu, eu pur și simplu ador. E perfect. E ceea ce mi-am dorit. E ceea ce... Cum era pe site, așa e și în realitate. Mai departe, ca să combinăm acest tricou cu ceva, am acești pantaloni scurți. Care sper să-mi vină, că nu mai știu ce mărime mi-am luat. Hai să vedem cum stă. Deci, ăștia sunt pantaloni scurți. Sunt super mișto. Am zis că hai că trebuie să-mi iau alb, mai ales că am văzut pe site și sunt modelul pe care eu îi port cel mai des. Că și dacă nu am așa, am uns pantaloni scurți de genul acesta. Îi ador. Deci... Super, sunt mulțumită! Avem aici un alt top, care este gri. Am un top de genul roz, care e super mișto, dar haideți să vedem și acesta cum este și cum se așează pe mine. Și acesta este topul. Ce pot să comentez despre acest top? Are un material super mare și super ok, gen, e wow, dar e puțin transparent. Măi, am uitat să le dau note, stați puțin, hai să le dăm note. Adică ăsta îi dau 10 din 10, că e super mișto, la dor. Pantalonii 10 din 10. Topul ăsta o să-i dau 8 din 10. 8, 7 din 10, pe acolo. Și la topul ăsta o să-i dau 8 din 10. Am aici o maletă. Am aici o maletă maro, care e super mișto, e transparentă, îl port cu un top de desubt. Cam așa arată maleta, e super, wow, ador, e mișto. La moment nu am un top special pentru maleta aceasta, de-aia am îmbrăcat acest top, dar arată bine. Îi dau un 8 sau un 9 din 10, 8-50. Deci avem aici, stai puțin ce? Serios? Mamă! Deci... Eu pe site, eu am crezut că asta e maletă, gen e bluză, e din asta, maletă super, super largă, e ca un, da, e de fapt, asta e de fapt un hanorac. E mărimea, mi-am luat mărimea, 38, ce? Am luat mărimea 38? În fine, e destul de, hai să probăm. Tu-du-du. E super... moale pe tine și, nu știu, ador. Deci, pur și simplu ador acest hanorac. Îi dau 10 din 10. Aici avem două hainete pentru mama, care arată super bine. E așa maro, are glugă cu pantaloni scurți și e super mișto, ador. Și aici avem o rochiță. Cam așa arată. E ca un plover rochiță, ce-o fi. Mai departe, am aici un set. E bun costum sportiv. Este albastru, pentru că mie îmi place foarte mult albastru. Îmi plac toate culorile. Și super moale. Materialul e superb. Așa, și aici avem și pantalonii. Torom.
Mamă, pantalonii sunt mari, sunt largi aici la final. O să-i promăm acum împreună. Voiam să mă urc pe asta, dar e o idee proastă. Ignorați faptul că sunt foarte lungi. Mamă, da, e super confortabil. În fine, eu oricum am ghete cu platforma atâta, gen, e perfect. Așa, dar puțin, uitați-vă, admirați-vă frumos că la dări e super moale, e ca o pijama. Și mă duc, e ceea ce mi-am dorit, e 10 din 10 cu plus, cu tot ce vreți voi, pentru că e perfect. Ăsta e, costumul ăsta e preferatul meu. Sincer, așa, ce să descriu mai departe? Ok, o să le descriem pe amândouă, cred. Așa, începem cu ăsta. Mamă, deci aici este un hanorac. Mamă, un hanorac larg, 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 pufos. Deci îl îmbraci, ești direct urs roz. Ești nu știu, e superb, e ca un... E super confortabil, poți să ieși și pe afară, așa, nu contează, poți să umbli și prin casă, cum vrei, așa și faci. E superb, așa, imediat o să-l probăm. Mamă, dar pică puful de pe el, îți bagi joc de mine? Îmi stric costumul ăsta. Așa, și aici avem blugii mei, pe care, doamne, deci, dacă nu greșești pentru ăștia, așteptam cel mai mult coletul, sincer. Pentru că sunt blugii mei preferați. Sunt superbi și la fond, sunt rupți total, așa, dar rupți, dar au pe dedesubt gen materialul ăsta, care nu, știți? Așa, și mamă, haide să-i probăm împreună, așa, pentru că sunt perfecți, îi ador. Ăsta este hanoracul, e super mare, e super călduros, îl ador, e superb, mă simt ca un ursuleț. Este gen... E mai mult rochiză, că ai putea să poți ca o rochiză, dacă nu greșesc. Așa, și astea sunt pantalonii. Mamă, sunt cu talia joasă. Sunt mărimea 38, că mi-am luat eu să fie mai largi, că bine, dacă îi ridic, e super larg. De fapt, la hanoracul ăsta mă ajutam să arate altcumva, în realitate. Și, dragii mei, sper mult că v-a plăcut acest vlog. Eu vă pup și vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Sper că v-a plăcut acest vlog. Eu vă pup. Iar ne revenim data viitoare. Pa!